perioada asta de Crăciun ține atât de puțin încât nici bine nu o să învățăm piesa pe din afară, că o să vină Paștele, la cum trece timpul în ultima vreme. O prietenă de-a mea, o femeie absolut specială, are un nepoțel care, culmea e, ca să înțelegeți dumneavoastră coincidență, a devenit oficial cel mai tânăr campion național la drifturi, ceva așa. Nu mă pricep la chestiile astea, dar mor de frică numai când îl văd pe Claudiu Adam făcând ce face. Nu mai face mamă că e și... Încă o dată am parte de senzații tari și mai tari de fapt, pentru că domnul din imaginea alăturată, Claudiu Adam, are, bravo, 16 ani. La 16 ani se dă ca mari șoferi și mari drift kingeri, pentru cei care cunosc sportul ăsta. De unde a pornit toată pasiunea asta ta pentru mașini, pentru drifturi? Că e mai complicat. Ok, mașinile ne plac tuturor, dar da. Cu drifturile... Păi am făcut o școală numai cu 4 ani de zile, iar am zis că vreau să merg mai departe. Cu ajutorul sponsorilor am ajuns acum campion. Ești cel mai tânăr pilot de drift din lume? Europa. Europa. E bine! E da, bine rău! Da. Care a fost cel mai tare concurs la care ai fost? Unde ți-a plăcut ție cel mai mult? În Grecia, când am fost la circuitul SRS, unde am avut inițierea în a patra la 140 de km la oră. Wow! Prima oară când ai spus părinților tăi, vreau să mă apuc de drift. Ce ți-au spus? Dar fii sincer cu mine, ce ți-au spus? N-ai ce căuta și au început să râdă. Da, așa? Și cum ai reușit să-i convinc? Păi i-am zis, hai, măcar să încercăm, hai la un curs, hai, te rog frumos, am mai avut niște prieteni de-a tatălui pe care mai vorbeam, hai, spune-i să mai zică o vorbă, mai spune o vorbă bună ca să mă ducă și tot așa. Iar acum... Și acum te susțin din plin, tatăl tău e și cu tine aici, e mereu cu tine, nu? Cât da, e vorba de drift. Peste tot. Ai timp și de școală, da? Da, și este și foarte costisitoare această pasiune. Cred și bănuiesc, dar știi cum e, atunci când o faci cu drag și o faci cu pasiune și o faci cu atât de multă muncă, ajungi într-un punct în care aștept să fii drift king, da? Da, și sper să mai găsim sponsori să ne ajute. Cât de des te antrenezi? Undeva la... cred că o dată pe lună. Dar mai mult mă antrenez acasă pe simulator. Am un simulator și îmi petrec undeva, cel mai mult am stat 14 ore fără oprire. Cât de mult te ajută simulatorul? Foarte mult. Nu mult, chiar foarte mult. Pentru că mă învăț cum ar fi să calculez trasa mașinii. Hai să mergem puțin pe partea cealaltă și să ne explici puțin ce este diferit la această mașină. Păi, în primul rând avem toba de evacuare aici, în capotă. Așa. Roțile puțin strâmbe, cum s-ar zice, dar de fapt așa este mașina pentru a culca roata dreaptă când este pe viraj. Iar toată mașina este din fibră. O mașină de drift este total diferită față de una normală sau una chiar de raliu. Da, adică sunt diferențe foarte mari. În primul rând avem frâna de mână hidraulică. Așa. La buton aici. Da. Un schimbător scurt. Adică are vitezele mult mai scurte decât o mașină normală. Așa. Panoul de pornire. Bun. În primul rând mânușile omologate, cușca aceasta despre care vă vorbeam, ventilatorul. Așa. Pompa de servo. Așa. Pompa de benzină, al doilea ventilator în caz că mai avem nevoie pentru răcirea motorului. Aici este gol, nu l-am pus nimic pe buton, este un buton gol. Aici avem ștergătorul. Așa. Iar aici avem pompa de benzină pe direct. Aha. Vezi și tu un pic cum se pregătește. Eu am o idee. Ia, Alex, ăsta, tata. Hai să te chinui și pe tine un pic. Vrei să te chinui și pe tine un pic? Da, hai, Alex, nu să vii cu mine. Vrei să te bași și tu un pic în mașină?
Hai să miști, am și eu nevoie de niște detalii, niște, bă, știți cum e cu televiziunea asta, trebuie să luăm multe cadre frumoase. Deci de aia zic, Grigore, hai treci tu puțin. Doamnelor și domnilor, căutați-l pe Claudiu Adam pe Instagram. Cum? Claudiu Adam. Claudiu Adam. Și bă, urmăriți-l că e nebunie mare, da? Bine? Hai, vă pupăm!